Da, va fi pe 26 mai la vot și recomand tuturor tinerilor să meargă. Votul Uniunii Europene, după mine, înseamnă recunoașterea tuturor tinerilor ca o sursă pentru societate și asigurarea drepturilor tinerilor de a participa la elaborarea politicilor care vizează, prin intermediul unui dialog structurat, continuu, cu tinerii și organizațiile de tineret. Totodată promovează toleranța și acceptarea diferențelor în toate programele pentru tineret și în toate stabilimentele destinate activității de tineret finanțate din surse publice. Deci, încă o dată, ne vedem pe 26 mai la vot.